În prima fază, proiectul a cuprins refacerea unor tronsoane importante de carosabil, reabilitarea unor trotuare, amenajarea unor străzi laterale, semnalizări și marcaje rutiere, precum și realizarea două sensuri giratoriu, unul la Sârguința și altul la Abator. Indiferent de cât de greu a decurs acest proiect, derularea lui, faptul că între Giurgiu și Rusu există, a existat, există și sunt ferm convins că va exista o colaborare foarte bună, a făcut să ducem la bun sfârșit acest proiect. Municipiul Giurgiu și-a finalizat proiectul și în câteva luni și partenerul de la Ruse își va finaliza proiectul și putem să plecăm în cea de-a doua etapă a colaborării transfrontaliere Ruse-Giurgiu, tot pe această axă, în care suma este tot de 8 milioane de euro și deja cele două municipalități s-au pus de comun acord asupra priorităților și traseului care va fi cuprins în viitorul proiect. Municipiul Giurgiu va finaliza șoseaua București până la postcontrol, șoseaua Prieteniei și șoseaua 1 decembrie 1918. Proiect beșe mnogo važan za dvete opštine. Acest proiect a fost foarte important și pentru ambele municipalități. Ние по този начин, реализирайки го успешно, доказахме și prin realizarea acestui proiect am dovedit че сме във възможност да се справим с всякакви предизвикателства. Că avem capacitatea să înfruntăm orice obstacole. Да покажем на всички, че Русия и Гюргио са много добри партньори. Să arătăm tuturor că Rusia și Giurgiu sunt parteneri buni. И заслужаваме, за мене най-много от всички общини на река Дунав да бъдем финансирани в следващия програмен период. Merităm cel mai mult din toate municipalitățile și regiunile pe Dunăre să fim finanțăm pentru următoarea perioadă. Всичко каквото се случва в Гюргево за нас е изключително важно. Tot ce se întâmplă la Giurgiu pentru noi este are o importanță foarte mare. Защото аз винаги съм казвал, че Русия и Гюргево ги разглеждам като един общ механизъм, един общ организъм. Întotdeauna spuneam că mă uit la Giurgiu și la Rusia ca și un mecanism unic. Despre buna colaborare dintre Giurgiu și Rusia a vorbit și președintele Consiliului Județean. Și pentru noi, pentru autoritățile publice județene, este un moment important astăzi. Și acest eveniment demonstrează încă o dată relațiile extraordinare de prietenie care s-au cimentat de-a lungul timpului între municipalitățile celor două orașe, Giurgiu și Rusia, dar și între Consiliul Județean și districtul Rusia. Trebuie să vă spun că în decursul timpului atât activitatea pe care am desfășurat-o noi, cadrul Consiliului Județean, împreună cu districtul Rusia în cadrul Euroregiunii Danubius, cât și activitatea primăriei, celor două primării, au fost date ca exemplu de bună practică și nu numai în România, dar și în străinătate. Până la finalizarea proiectului, mai este în curs de implementare o activitate importantă, care, pe lângă reabilitarea tronsoanelor de drum din Giurgiu și Ruse, va contribui la fluidizarea traficului rutier pe traseul ce conectează cele două orașe la coridorul de transport pan-european numărul 9. Această activitate este realizată de partenerul lider, Primăria Ruse, Primăria Giurgiu, ajutând prin toate mijloacele la buna implementare pe teritoriul României. Activitatea constă în elaborarea unui sistem comun pentru o bază de date unică a euroregiunii Ruse-Giurgiu, în care vor fi colectate și procesate date de trafic. În acest sens, se vor monta camere de luat vederi și panouri de afișaj cu LED pe traseul reabilitat prin proiect atât la Giurgiu cât și la Ruse. Aș dori să menționez că acest proiect a fost coordonat în detaliu la nivelul conducerii municipalității de către domnul viceprimar Vladu Alexandru. Și am avut de asemenea o foarte bună colaborare cu experții și reprezentanții Biroului Regional de Cooperare Transfrontalieră.
fără de care implementarea proiectului ar fi fost, într-adevăr, mult mai problematică. Conform proiectului, în municipiul Giurgiu, camerele de luat vederi vor fi montate în următoarele locații: pe Bulevardul București, lângă Spitalul Județean, pe Bulevardul Mihai Viteazu, lângă Abator și în zona punctului de trecere a frontierei.